Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Vorbim azi despre tendința copiilor de a fi ordonați. Eu am constatat cu uimire și încântare că de la o vreme fetiței noastre îi face mare plăcere să așeze lucrurile la locul lor, fie că e vorba de pantofi sau de castroane. Nu e singurul copil care face asta, am aflat. Mai mult, se pare că nevoia de ordine caracterizează majoritatea copiilor de 2-3 ani. Știu, pare greu de crezut, mai ales când vezi haosul pe care cei mici sunt capabili să-l facă împrăștind jucării prin toată casa. Cu toate acestea, ei încep să manifeste de pe la 2 ani o nevoie puternică de a avea toate lucrurile într-un loc anume. În metoda Montessori, despre care probabil ai auzit, se vorbește destul de mult despre această nevoie și despre faptul că ordinea din jur îi ajută pe micuți să-și organizeze procesul de gândire. De asemenea, potrivit aceleiași metode Montessori, în nicio altă perioadă din viață copiii nu vor mai fi atât de receptivi la dezvoltarea unui simț al ordinii. Ar fi bine să profităm așadar de această etapă și să le menținem piticilor noștri un mediu îngrijit și ordonat, încurajându-i să facă la fel. Recunosc, îmi e destul de greu să fac asta uneori, mai ales când vine vorba de jucării pe care nu știu zău unde să le mai așez. Una din soluțiile la care apelez ca să evit dezordinea este să îi le ofer copilului prin rotație, adică să-i las la vedere doar câteva jucării timp de o săptămână, apoi să le înlocuiesc, scoțând din cutii altele. E adevărat că uneori casa noastră arată destul de ordonat, iar fiecare jucărie pare că și-a găsit un loc al ei. Dar, alteori tronează un haos de zici că trăiesc 10 copii în casă, nu unul. Pe scurt, profită de nevoia de ordine pe care cel mic o manifestă între 2 și 3 ani, încurajându-l să pună lucrurile la locul lor după ce le folosește și menține un mediu cât mai ordonat, fie că e vorba de bucătărie sau de camera lui. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!